Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou vorbim despre frumusețea și sănătatea părului, ca de fiecare dată pe acest canal de YouTube. Știți că altceva nu fac, doar despre asta vorbesc. De 4 ani de zile vă fac apă atâta cu să aveți grijă de părul vostru și sper că o faceți. Da, eu nu o să mă las până nu aveți toate grijile de părul vostru. Și să știți că din când în când iau metrou ca să mă văd prin metrou ce mai faceți cu părul. Și nu este o glumă. Tocmai de asta iau metrou ca să mai văd care mai sunt trendurile prin metrou. Uneori mă crucesc, recunosc, dar uneori am surpriza să văd fete care își îngrijesc foarte bine părul. Sau sunt foarte norocoase de la mama natură, nu știu, poate și genele, dar real văd și că foarte multe dintre voi ați început să aveți grijă de părul vostru și lucrul acesta mă bucură, vreau să vă mulțumesc pentru că este ceea ce iubesc și mă bucur când și voi faceți lucrul acesta. Subiectul de astăzi este hidratarea părului. Este acest lucru despre care am auzit cu toții, pe care știm cu toții că este foarte important să-l avem și intrăm așa într-un fel de disperare când nu știm cum să facem să avem un păr cât mai hidratat. Da? Ce este hidratarea părului? În mod normal, părul conține între 10 și 12% apă în structura lui. Când spun că conține apă, nu spun că conține apă așa pur și simplu, apă plată în păr pusă aici colo. Nu. Este vorba de modul în care apa este integrată în structura părului prin tot felul de alte lucruri care intră în compoziția lui, cum sunt proteinele, vitaminele, aminoacizii și așa mai departe. Deci, natural, fără ca noi să facem nimic, cu condiția nici să nu agresăm deloc părul, el conține 10-12% apă. Cum știu eu lucrul acesta? Păi, vizual, dacă părul are strălucire, atunci el înseamnă că este mai hidratat. Nu pentru că l-am dat cu produse de strălucire, ci în mod natural, după spălare, după ce a aplicat un tratament, dacă are un luciu frumos, dacă are, nu știu, să spun așa, ca o mică strălucire pe firul de păr, atunci înseamnă că cuticula este în regulă și că nivelul de hidratare este un nivel optim. Un alt lucru după care eu pot să identific hidratarea părului este elasticitatea acestuia. Dacă părul are elasticitate bună, dacă părul nu se rupe când fac de două ori așa, atunci înseamnă că acest lucru din nou reflectă un nivel optim de hidratare. Da? Este un element care, dacă nu suntem atenți la el, este foarte ușor de trecut cu vederea. Și de foarte multe ori, multe dintre voi încearcă să facă lucruri ca să aibă un păr hidratat, dar nu se gândesc real dacă lucrurile respective ajută sau nu la hidratare. Regula de bază când vine vorba de hidratare este hidratarea trebuie menținută. Dacă o pierzi și te chinui să o pui la loc, este destul de grav. Prevenția este, de fapt, cea mai bună formă de hidratare. Dacă tu îți protejezi părul prin modul în care speli, prin modul în care tratezi, prin modul în care îl usuci, prin modul în care îl stilizezi, atunci tu vei păstra acest nivel optim, natural, de hidratare în părul tău. Evident că sunt momente în care acest nivel optim de hidratare poate fi pierdut. În urma unui decolorat, în urma unei vopsiri mai puternice, în urma unei coafări incorrecte sau unor coafări făcute a la lung incorrect. Pentru că picătura chinezească puțin ajunge să fie mult prea mult pentru părul tău. Dar toate aceste lucruri, stresul chimic, stresul mecanic, stresul termic, pot distruge nivelul optim de hidratare al părului tău. Cum restabilim hidratarea în păr? Cred că este o întrebare pe care toate o aveți. Foarte multe dintre voi aleg produse pe bază de ulei, pentru că se gândesc că uleiul hidratează părul. Lucru care este total fals. Dacă doriți să hidratați părul cu ajutorul produselor, acestea trebuie să conțină în primul rând vitamine, proteine, aminoacizi. Da? Sunt trei lucruri pe care ar trebui să le conțină aceste produse pentru a vă permite un nivel de rehidratare al părului. Este foarte adevărat că în plan secundar puteți să folosiți produse pe bază de uleiuri sau unturi. Da, care sunt produse care au multe lipide, care sunt produse grase pentru păr. Ce fac ele? Atunci când părul este hidratat și am reușit să pun în el ce este nevoie, da? Inclusiv pe lângă cele trei pe care vi le-am spus mai devreme, mai sunt și umectanți. Acestea sunt molecule care au capacitatea să capteze moleculele de apă și să le țină acolo, să nu le lase să plece. Da?
Bun. Și atunci eu vin cu niște produse pe bază de uleiuri și le depun pe deasupra firului de păr. Ce se întâmplă? Păi creez o barieră. Deci, practic, odată am pus hidratarea în firul de păr și în a doua etapă mă asigur că creez o protecție în jurul părului, ca hidratarea pe care am pus-o să nu poată pleca. Bun. Mi-am îngrijit părul corespunzător și urmează să îmi stilizez părul, urmează să mă usuc pe păr. Și folosesc un fion care are o putere fantastică, în două secunde sunt gata și căldură mare. Ce se întâmplă cu hidratarea mea în momentul respectiv? Păi vă spun eu, pleacă, indiferent ce am făcut în prima etapă, dacă în a doua etapă, cea de stilizare, de uscare a părului, eu nu sunt atent, din păcate, este contraintuitiv. Eu încerc cumva să mențin nivelul de hidratare, dar de fapt deshidratez părul printr-o uscare accelerată. Așa că o să vă rog foarte mult să fiți extrem de atente atunci când alegeți un uscător de păr. Pentru că dacă acesta nu corespunde nevoii voastre de menținere a hidratării, nu de hidratare. Pentru că, real, dacă stăm să ne gândim, un fion nu îți poate hidrata părul. Că nu are cum, nu are niște spray-uri cu apă în el care vin și îți pulverizează pe fiecare șuviță așa câte puțină apă ca să rămână hidratarea acolo. Însă, real, uscătorul de păr îți poate proteja hidratarea pe care tu o menții și pe care o întreții prin ritualul de îngrijire al părului. Deci, nu este întotdeauna cel mai bine. Foarte multe dintre voi, de fapt, aleg cumva fenul de păr să aibă putere foarte multă, dar dorința lor principală este să aibă un păr hidratat. Păi, din nou, de fapt, ce vrem? Că putere foarte multă nu înseamnă nivel bun de hidratare. Putere foarte multă, cel mult, deși nici asta nu e valabil tot timpul, cel mult înseamnă o viteză mare de uscare sau o capacitate de căldură mai mare. Și ambele, atât viteza foarte ridicată, cât și căldura foarte mare, deshidratează părul. Deci nu poți obține hidratare folosind un fion care pur și simplu o să scoată instant apa din părul tău. Bun, deci rugămintea mea este în momentul în care alegeți să reglați temperatura, să reglați viteza sau să alegeți să cumpărați un produs care se reglează automat din acest punct de vedere, care are înglobat în proprietățile lui această capacitate. Să nu-ți permită să ajungi în punctul în care poți deshidrata părul. Da? Pentru că, repet, asta este contraintuitiv. Tu vrei hidratare în păr, pentru că vrei și luciu, vrei și elasticitate, dar abuzezi termic și mecanic părul folosind o putere foarte, foarte mare a fionului. Nu spun că nu sunt momente în care nu vrem putere mare a fionului. Vrem. Când ne grăbim, vrem să aibă toată puterea, nu multă, toată. Să se întâmple așa lucrurile. Este una să faci asta o dată pe lună și alta să faci la fiecare spălat lucrul acesta. Hidratarea. Ceea ce spunem noi așa, în termen general de hidratare, este o stare a părului prin care acesta își manifestă sănătatea. Vei simți acest lucru la nivel de strălucire, la nivel de elasticitate și la nivel de mișcare a părului. Hidratare înseamnă și culoare mai rezistentă. Hidratare înseamnă și rezistență mai bună în timp a părului. Hidratare înseamnă și aspectul acela mătăsos, mai puțin friz și mai mătăsos. Deci trebuie să fiți atente atât în etapa de spălare și de tratare a părului, cât și în etapa de uscare a părului. Pentru că altfel, dacă una dintre ele nu este tratată așa cum ar trebui, din păcate efectul final este unul de deshidratare. Este exact ceea ce nu vreți să obțineți. Da? În contrapartidă, deshidratarea părului duce la un aspect mult mai frizat al părului, la electrizare. Fiți atente că electrizarea este un semn de deshidratare. Și cea mai bună metodă de a preveni lucrul acesta este să păstrați hidratarea naturală a părului. În cazul în care părul vostru se frizează sau se electrizează, cel mai la îndemână este să vă băgați mâinile sub apă caldă și să faceți așa. Veți vedea că imediat părul se va potoli. Dar este o soluție pe termen scurt. Dacă părul vostru continuă să
fie deshidratat și să nu fie tratat corect, din păcate, va deveni o problemă permanentă. Bun, dragile mele, sper că am explicat în linii mari ce înseamnă hidratarea. Sper că ați înțeles de ce toate etapele sunt importante. De asemenea, sper că vă va fi mult mai ușor să gândiți în alegerile pe care le faceți în materie de uscătoare de păr și la ce ar trebui să vă uitați. Și nu uitați, mai multă putere nu înseamnă mai multă hidratare, dacă asta vă doriți. Până data viitoare, scrieți-mă aici sau pe Instagram și cu foarte mare drag vă răspund. Aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!